Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un spot. Păzea. Trebuie să am mare grijă. Am pielea foarte sensibilă. Dar puteam fi și mai rău. Puteam să fiu eu acolo. Haide! Cât îți ia să tunzi un teren de golf? Lăsați-mă să vă explic. A început totul acum câteva zile. Iar programul nostru de sport are mari deficiențe. Bieții copii cred că mingea medicinală e un dans pe care doctorul îl face... Măi să fie! Măi să fie! Gaura asta e foarte curbă și de aceea mingea a luat-o în altă direcție. Nu, mă refeream la fondurile în plus pentru școală, domnule primar. Primarul se concentrează. Bună lovitură, Henry! Păcat că gaura e la jumătate de metru mai la dreapta. Înainte! A fost cel mai bun călăuș pe care l-am avut. Acum ce mă fac? Turneul anual al primarului este în câteva zile și am un meci important cu primarul Sims. Dacă nu-l înving anul acesta, nu o să mă lase să trăiesc. Ei, dacă vă trebuie un alt călăuș, s-ar putea să am pe cineva perfect pentru dumneavoastră. Știu și eu. Nimeni nu-l poate înlocui pe micul meu Chester. Nu vă faceți griji, puștiul ăsta e următorul Tiger Woods. Bine, oricum nu am alte șanse. O să trec săptămâna asta pe la școală să-l cunosc. Nu ești cam mare pentru baloanele cu apă? Poate, dar sunt atât de ușoare și de mare efect. Felicitări, Jervis! Și nu uita, primarul Roth trebuie să câștige sâmbătă asta. Domnule, nu o să vă dezamăgesc. Vorbeam de lup și ia uite cine e aici. Larkin, așteaptă puțin, vorbim imediat. Jervis, tu n-ai putea avea probleme, ești prea fraier pentru asta. Știu, i-ai spălat mașina lui de Rosa pentru că ai terminat de lins pantofii. Foarte bine, fă pe deșteptul. Dar văzând că ești foarte curios, o să-ți spun. Ăla-i în fața ta pe noul cărăuș de golf al primarului. Mare lucru! Larkin, poate nu pentru tine, dar fiind cărăușul primarului, o să acumulez multe puncte pentru viitoarea mea carieră politică. Dacă ăsta ajunge primarul orașului East Gackle, eu dau la medicină. Nu-mi vine să cred că Jervis chiar se dădea mare că este cărăușul primarului. Tocmai când mă gândeam că tărtăcuța lui nu mai poate crește. Da, ar trebui să-l aducem cu picioarele pe pământ. Înainte! Și bănuiesc că tu o să-l ajut să facă asta. E o mare responsabilitate, dar eu, Andy Larkin, cel mai mare maestru al farselor de pretutindeni, pot să fac! Ar trebui să încerci asta pe un cremvurști. Astăzi primesc costumul meu special de cărăuș. O să arde un milion de dolari și chiar mai mult. Da, verde și foarte ridat. Jervis, tu ești un profesionist al golfului. Ai putea să-mi arăți și mie mișcarea cea mai bună pentru o lovitură? Ei, sigur că da! Cheia e să te miști cu partea de sus a corpului tău, așa... A fost perfect! Da, știu!
Am recitit cartea cărăușilor ca să mă pregătesc mental pentru turneul cărăușilor de sâmbătă. Cred că e cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l fac în această viață. Aia e o fotografie a fundului tău? Nu e fundul meu. Cum? Ai o poză cu fundul altcuiva în dulapul tău? Jervis, trebuie să-ți reamintesc că te pui cu maestrul numărul 1 al farselor. Până aici, Larkin, o să mi-o plătești! Pudra asta ultra-profesionistă de scărpinat o să-l facă pe Andy să plătească pentru că m-a umilit. Uite, a sosit costumul lui Jervis. Perfect! În sfârșit mi-ați adus costumul de cărăuș. Eu sunt Jervis. Da? Eu atunci. Mersi. Perfect! De-abia aștept să văd ce mutră vă face Jervis. Nu știu, ți se pare că îmi face fundul prea mare? Nu vreau să mă uit. Dă-mi-l! Da! Gata! S-a terminat cu bunul simț! Ar fi bine ca acest cărăuș să fie exact cum ai spus, De Rosa. Domnule De Rosa, domnule primar Roth! Andy Larkin? Tu ești noul meu cărăuș? Păi domnul De Rosa s-a gândit că aș fi cel mai bun. Larkin! Unde este Jervis? Acesta este elevul propus pentru cărăuș. Domnule primar, sunt foarte încântat să vă cunosc. Ești sigur? Nu prea are stofă de cărăuș. Arată contagios. Contagios? E adevărat, cred că nu doriți să vă îmbolnăviți, nu-i așa? Doar este an electoral până la urmă. Taci! Nu sunt deloc contagios. Un cărăuș cu așa puțină răbdare? Nu știu ce să zic. Domnule De Rosa, nu-mi pot permite să pierd meciul ăsta cu Sims. Andy e noul meu cărăuș. Sper, pentru binele tău, că o să se comporte exemplar de data asta. Perfect! Hai măi, scărpiniți, dacă ai nevoie de mine, sunt la golf cu primarul, știi? Acolo mă cauți. Andy, în biroul meu. Acum! Îi chem pe părinții tăi. Andy, știi ceva despre golf? Știi? Nu e un simplu joc ca cele din copilărie. Știi asta, nu-i așa? Desigur că știu despre golf. Ar fi bine, pentru că primarul trebuie să câștige sâmbătă. Și încă un amănunt. Dacă faci vreo farsă, ești exmatriculat. Andy, spune că nu o să-i faci farse primarului. Spune sau o să-ți petreci vara la țară la ferma vărului rău Elwood. Ai înțeles, fiule? Nu vreau acolo. Bine, gata, promit, fără farse. Fără farse, ha? Sunt blocat pe un teren de golf toată ziua fără să fac farse. Simt că mi-ncetinește pulsul deja. Nu vreau să port pălărie de paie și alte chestii de-astea în vara asta. Mă bucur să te văd, Sims, dar trebuie să te avertizezi. Handicapul meu e de 15 puncte. 15, a? Al meu e de 10. Plus că al meu cărăuș știe atâta despre golf că aș pune 5. Serios? Trebuie să-l cunosc pe cărăușul ăsta minune. Hei, dar ăsta-i scărpinici. Nu-l poți folosi, e din orașul meu. Ba da, sigur. Oricum a scris o scrisoare atât de frumoasă, ridicând în slăf planul meu fiscal și rugându-mă să-mi fie cărăuș, încât n-am putut să-l refuz. Bine, furăm oamenii. Fii atent la mingile mele. Cred că simți că am pune mâna unde nu trebuie. Gata, să începem.
Nu mai ai nicio șansă la golf împotriva mea. Frate, dar noi nu jucăm, noi ținem crosele pentru cei care o fac, înțelegi? Doamne! Oh. Incredibil cât de departe trag crosele mele de titan, nu? Așa e, într-adevăr ajung departe. Andy, ce vrea să însemne asta? Credeți-mă, domnule, eu nici măcar nu mănânc unt. Ți-am spus, fără nicio farsă. Acum curățele. Perfect. Hai deodată, tractorul meu nu are de gând să aștepte prea mult. Andy, nu-mi folosi prosopul. Du-te la magazinul de suveniruri și ia altul. Și poți să-mi aduci niște unt? Am rămas fără unt. Atenție, Jervis, se spune că untul nu e bun pentru tine. Jervis, unde-i crosta mea scurtă? Imediat, domnule, ne mai vedem, Melvin. Bietul băiat ar trebui să facă ceva cu numele ăsta lui. Scuzați. Nu-i nimic. Am pierdut 2 ore împachetându-le. Nici o problemă. Oh, ce bine, iar împachetez. Urăsc viața asta. Dacă dai o gaură acum, Rot, o să fii cu 7 puncte în urma mea. Andy, adu-o pe bătrâna Betsy. E timpul să fim serioși. Betsy vine acum, domnule. Ce, ești în casa a doua? Dă-o încoace. Asta nu arată bine. Ai rupt-o pe bătrâna Betsy. Era talismanul meu norocos. Ce mai talisman? Șocul lui e din ce în ce mai rău. Du-te și urăță cocina la porci. Nici să nu te gândești. Am nevoie de o crosă. Bine atunci. Ești un om mort. Poftiți, domnule. Ei, v-a să zic că ești cleptoman? O vrei înapoi? Du-te și ia-o. Ești cel mai groaznic farsăr pe care l-am văzut. Acum nu-ți place șapca mea? Astăzi nu mulgem. Veterinarul e bolnav, așa că noi o să facem controlul. O lovitură magnifică, domnule. Andy, adu-mi o crosă de 6. Dacă De Rosa așteaptă să primească fonduri noi, ar fi bine să câștig meciul ăsta, ai înțeles, Larkin? Perfect, domnule. Bine, acum du-te și ia o altă pălărie. Bine, Jervis, bun venit la școala de farse, băiete. Stai acolo. Nu vă faceți griji, am nevoie de o nouă șapcă. Bine, ia una și pleacă. Astea pentru ce sunt? Poți să le folosești ca să ții lucruri mici în ele, cum ar fi creierul tău. Și astea ce sunt? Sunt magneți pentru frigider. Super!
No, no. Se pare că ți-a crescut handicapul. E numai vina lui Larkin. Oare ce pune la cale? Primarul Roth o să câștige cu siguranță cu aceste dulcețuri. Și apoi o să-i arăt lui Jervis cine e regele cărăușilor pe aici, prin preajmă. Fraiere, avantaj Jervis! Nota, vă rog. Dacă acum erau alegeri, câștigam cu mult înaintea ta. Poftiți, domnule primar. Cred că asta trebuie să fie ce trebuie. Ce-a fost? Bună lovitură, Tex. Poate că data viitoare o să împuști o căprioară. Poftiți, domnule primar. Nu vă faceți griji, sunt pe fază! Hei, Jervis, par puțin obosit sau... Andy, ar fi bine să nu ai niciun amestec în treaba asta. Nu pot să cred, sunt cu 5 puncte înainte. Păzea... Ce este cu mingile astea? Corect, Sims, dă vina pe mingi. Magneți, ce e asta, Jervis? Eu, adică... Trișezi, știam eu că trișezi. Nu e adevărat. Ei bine? Nu știu ce se petrece. Jur că nu am făcut nimic altceva decât să... Decât? Ce? Ce l-ai pus să facă? Cum îndrăznești? Te duci la fund! Întotdeauna e foarte constructiv să vezi politicienii la treabă. Ei, e bine. Hai, te ascult. Mărturisesc! Andy a fost, l-am văzut! Știam eu. Hei, înainte să mă învinuiți, ia uitați-vă în sacul lui Jervis mai bine. El a pus untul aici. Îl sun pe vărul Elwood când ajungem acasă. Stați puțin, de unde știi ce ți-a pus în sac dacă noi nu ne-am uitat încă? Măi să fie... Andy, se pare că ai concurență în ceea ce privește farsele. De acord. Primele farse au fost slăbuțe, dar mingile magnetice de golf au fost o creație de geniu. Asta nu a fost a mea? Pe asta a făcut-o Andy. Spune-le! E adevărat, el le-a făcut pe cele slabe. Hei! Atunci o să suportați amândoi consecințele. Ia-l ușor pe Andy, de Rosa. El a fost doar un bun cărăuș până la urmă. Atunci pot conta pe fondurile acelea? Desigur! O să primești un cec anul fiscal viitor. Perfect! Ce? La anul? Cum adică la anul? De ce numai la anul? Doar nu te gândeai că mă refer la acest an, de Rosa. Bugetul s-a stabilit de luni de zile. Dar, mulțumesc pentru ajutor. Am o întâlnire la ora 4. Pa! Jervis! Andy! E timpul pentru pedeapsă. Pentru că mingile tale magnetice au distrus mașina de tuns iarbă, o să folosiți asta ca să tundeți terenul de golf.
Da, domnule. Larkin, o să stai aici și o să te asigur că Jervis face treaba cum trebuie. Să știți că nu contează cât durează. Da, domnule. Haide, pune umărul! Mai repede nu poți să mergi? Mai trebuie să-mi trăiești și viața. Of, doamne. Vai, cât ceai cu gheață este aici. Împinge, frate, împinge. Cum am mai spus, putea fi și mai rău.